Bună dimineața! Neața. Astăzi suntem în cea de-a treia zi a vacanței noastre și suntem tot în munții Rodnei. Vă spuneam aseară că cel mai probabil o să mergem spre lacul Șteol, Șaua și vârful Gărgălău. Am verificat prognoza de dimineață și până la urmă aceasta a rămas destinația pentru ziua de astăzi, pentru că e destul de mohorâtă vremea. Probabil o să ne plouă, dar sperăm să fie reprize cât mai scurte. Oricum avem echipament de ploaie, pelerine, suprapantaloni. Și acum picură. O să vedem. Dacă începe ploaia foarte tare, ne întoarcem spre telescaun. Ne hotărâm pe parcurs în funcție de vreme. Avantajul aici e că avem varianta de retragere cu telescaunul, care ultima cursă de sus este la ora 5:30. Deci... Da. Timpul e destul de larg. Am avut noroc că și circulă telescaunul, de obicei circulă cu cel puțin 10 persoane. Da. Da. Noi ne gândeam inițial să plecăm cu prima cursă, dar având în vedere că dimineața a plouat, nu ne-am grăbit foarte tare. Acum e 10:30, cred. Dar încă e mohorât. Telescaunul costă cât 20 de lei de persoană doar dus. Sau 30 de lei dus întors. Noi am ales varianta doar dus, nu știm ce variantă vom aborda la întoarcere. Da, am zis să rămânem flexibili. Traseul nu este foarte lung, cu drumul telescaunul nu este foarte lung. De sus puteți coborâ spre Cascada Cailor sau puteți lua în urcare spre lacul Șteol. Noi probabil că o să mergem spre lac. Spre lac, da, pe banda albastră. Dacă este, mergem spre lacul Șteol, dacă vremea permite să urcăm în Șaua Gărgălău, poate și vârful Gărgălău. Da, o să ne adaptăm în funcție de cât de tare o să plouă. Cam acesta este planul pentru ziua de astăzi. Azi nu avem niciun obiectiv major, nu bifăm nimic. Dacă vedem rododendron, cu siguranță o să vedem. Ca acum 10 ani. Da, ne-am mai fost aici acum 11 ani, de fapt. Și toată Șaua Gărgălău era plină de rododendroni. Probabil că o să fie și acum, că deja i-am găsit înflorit și pe alte trasee din munții Rodnei. Nu știu dacă chiar toți, o să vedem, dar cu siguranță o să găsim tufe de rododendroni înfloriți. Oricum, după traseul de ieri destul de solicitant până pe Pietrosul Rodnei, azi e zi mai de relaxare așa. Mai de dezvoltit un pic mușchi, articulațiile, ca să nu înțeperim de tot. Și cu zguduielile de rigoare de la telescaun. De la 1900 toamnă? Da, e destul de vechi telescaunul ăsta. E o telecabină sau telegondolă, în construcție un pic mai... În construcție de vreo 20 de ani pe proiectul, dar se pare că acum au și primit și accesat ceva fonduri și vor să o termine și să-i dea drumul în iarna care vine, la deschiderea sezonului de schi. Să vedem. Să vedem. Oricum, e bun și asta că ne mai scurtește de o porțiune de urcare, destul de anostă. Ne scurtește cel puțin 2 ore de mers. Da, 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 și e destul de anostă aici, adică nu sunt peisaje extraordinare. Bun, ne mai vedem și sus. Am coborât din telescaun, am făcut aproximativ 20 de minute, nu am cronometrat cu exactitate, dar aproximativ cam pe acolo. Lângă telescaun este și salvamontul. Dacă aveți nevoie de informații, domnul de acolo este foarte amabil și vă poate oferi informații despre trasee. Noi o să luăm acum pe... e aproape drum forestier pe aici, cred că, până aproape de lac. Da. Trecem acum pe lângă o coșmelie cu produse tradiționale, caș, urdă, telemea, balmuș și bere la țap. E de reținut la întoarcere dacă ne pălește foamea. Da, am văzut și niște plăcinte lângă telescaun. Cascada Cailor este undeva în jos. Dacă vreți să mergeți la cascadă, va trebui să coborâți de la telescaun. Noi probabil o să vedem la întoarcere, prima oprire fiind acum lacul Șteol. Cam așa arată drumul. E destul de lat, nici nu urcă foarte accentuat, e destul de ok. Aici este și intersecția cu cascada, cu traseul către Cascada Cailor. Vedeți? Traseul e pe acolo, pe sub poartă. Noi o să o luăm însă spre Șteol, așa cum vă spuneam.
Șaua Știol o oră, lacul Știol o oră și jumătate, iar până în Șaua Gărgălău aproximativ 2 ore, 2 ore și jumătate. Am cam ieșit din pădure și de aici se vede și cascada cailor. Dacă reușesc eu să vă arăt, uitați cea de acolo, destul de înaltă. Drumul nostru arată cam la fel. Cred că după curba aceasta pe care o vedeți în vârful dealului, ieșim din pădure, ieșim în gol. Încă plouă. S-a mai și întețit un pic față de cum era când am plecat de la telescaun, dar e foarte cald. Tocmai am trecut pe lângă două persoane care mergeau cu umbrela. Umbrela e un accesoriu minunat pentru oraș, dar aproape inutil pe munte. Dacă bate vântul un pic mai tare, să-ți dă umbrela peste cap sau mai rău, să o smulge din mână. Dacă ești pe platou, undeva pe vârf deschis, riști să atragi trăsnetele. Ca să nu mai zic că ți ocupă mâinile aiurea. Totuși, când mergi pe munte, cel mai bine este să-ți iei o pelerină de ploaie. Sunt la Decathlon dintre cele mai ieftine, care chiar te protejează. Sunt cele sub formă de geacă, nu știu, 30-40 de lei. Sunt mult mai utile decât o umbrelă. Și investiția e minimă. Am ajuns la o nouă răscruce de trasee. Spre lacul Știol ne arată 40 de minute indicatorul, iar spre Șaua Gărgălău o oră și jumătate. Deocamdată e ceață pe aici, dar nu văd că se mai ridică, mai vine de pe un val. Mai devreme era destul de puțină vizibilitate, vedeai la 3 metri în fața cum s-a ridicat. Mai avem destul de puțin până ajungem la lac. Din păcate e ceață destul de multă, să sperăm însă că se mai ridice și o să vă putem arăta lacul. Noi l-am văzut data trecută când am fost pe aici și chiar e frumoasă căldarea. Noi acum nu suntem propriu zis pe traseul marcat, traseul ăia un pic mai pe sus, ocolește un deal. Noi mergem pe un drum de ăsta mai de căruță, care oarecum compară... paralel, dar care are avantajul că ajunge direct la lac. Da. De acolo sunt multe poteci nemarcate care revin în traseu, nu-i problemă nici oricum, orientare. Da, și oricum sunt multe poteci, drumuri forestiere pe aici, adică... Dacă știți direcția, puteți să ajungeți fără probleme. E utilă și o aplicație. Noi de data asta am folosit ce mulți noștri, nu? Dar puteți folosi și alte aplicații. Ce-am mai folosit noi recent, Osman, care e pentru iPhone, și mapi.kz, care merge pe amândouă, și pe iPhone și pe Android. Acestea din urmă sunt ceva mai detaliate decât munții noștri, dar toate au localizare prin GPS, prin urmare sunt utile. Dar pentru zona asta, munții noștri cred că nu ridică probleme, că nu sunt nu știu ce trasee nemarcate până la lacul Știol. A, uite că s-a mai ridicat un pic ceața. Sperăm că avem noroc. Începe să se ridice un pic ceața și se vede puțin și din căldare. Se văd puțin pereții căldării. Păcate, se auzeau și niște tunete mai devreme. Aici se vede și o cascadă și cu câțiva rododendroni pe lângă. Auzeam mai devreme zgomotul apei și nu știam de unde. Iar în căldarea din față este și lacul. Am ajuns la lac de 10 minute, cred. Cam așa. Dar a început să întețit ploaia și ne-a cam udat, am așteptat să se oprească. Am pus pelerinele de ploaie, am pus husele de rucsac. Da, dar suntem un pic cam murați. Acum e
un moment în care nu mai plouă, așa că am zis să vă arătăm și vouă lacul. Ne-am făcut cam o oră și jumătate până aici, cu aproximație, nu știu, oricum timpii nu cred că sunt relevanți astăzi, pentru că dacă ne mai oprim să ne adăpostim de ploaie, este... Echipat, dezechipat... Da, e un pic irelevant. Dar haideți să vă arătăm lacul. Acesta este lacul Știol. Când l-am văzut noi acum 11 ani, parcă nu era atât de sec, cel puțin malul acela de limba aceea de pământ, nu mi-o amintesc. Se pare destul de schimbat față de cum îl știam. Să ne uităm un pic și pe aici. Lacul Știol este izvorul Bistriței Aurii. Aici la lac nu sunt foarte mulți rododendroni, se văd un pic, dar nu cine știe ce. În schimb, foarte mulți sunt cu murci în șaua Gărgălău. Sper să-i găsim și noi, sper să reușim să ajungem să nu înceapă altă repriză de ploaie, că văd că iar începe să picure. Cam așa se vede un pic mai de sus lacul. Am plecat de la lac, tot pe ploaie, pentru că imediat ce am închis camera a început să plouă iarăși. Dar am prins un moment așa mai de acalmie. Da, și am zis să forțăm spre șaua Gărgălău, unde este și un refugiu. Da. Acum a stat un pic ploaia. Acum a stat și am zis să filmăm un pic să vedeți și drumul spre șaua Gărgălău. Oricum o să vă arătăm la întoarcere cum se vede și lacul de sus și traseul. Deja au apărut jneperii, a apărut și rododendronul. Da. Zic la întoarcere pentru că spre după amiază se mai îmbunătățește prognoza. Așa că sperăm să nu mai fie ploaie. Acum a bătut un pic și vântul. Am cam înghețat mâinile. E greu să spui mănuși pe ploaie. Nu sunt impermeabile. Dar peisajul este foarte frumos pe aici. Să vă arăt cum se vede și în sus. Cam așa se vede în față. Parcă începe să se și lumineze. O să vedem. Sperăm să avem noroc, măcar la întoarcere. Să nu ne plouă foarte tare. Noi probabil trebuie să ajungem acolo sus. Și bănuiesc că undeva prin zona aia este și șaua Gărgălău. Am ajuns în șaua Gărgălău, la refugiul Gărgălău. Am făcut cam 35 de minute de la lac până în șa și între timp a stat ploaia, a ieșit soarele și e foarte frumos aici. Ești din refugiu, dar e peste rododendroni. E un loc plăcut în care să-ți petreci noaptea. Și a doua zi dimineața să te trezești înconjurat de rododendroni. Da, și bine, asta era o glumă, refugiile se folosesc doar în caz de urgență. Sunt adăposturi exclusiv de vreme rea, așa că nu trebuie să le luați în considerare în a vă planifica nopți dormite în caz că vreți să faceți trasee lungi de creastă sau altă. Sunt doar pentru situații de urgență. Oricum, refugiul acesta este destul de curat. Ne-au zburat husele, le-am pus un pic la uscat, poate vânturi și am zis să se usuce mai repede. Haideți să vă arăt și rododendronii și cum se vede și creasta. Cam așa se vede creasta de aici, de la refugiu. Undeva pe acolo ar trebui să fie și pietrosul Rodnei, unde am urcat ieri. Am plecat de la refugiu, vremea se menține cât de cât bună, așa că o să încercăm să mergem spre vârf. Nu știu dacă o să urcăm chiar până pe vârf, vedem. Și în funcție de cum or să fie norii, dacă vin nori de ploaie, probabil ne întoarcem.
vârful Gargalău e cel de acolo. Iar noi o luăm în sus pe poteca aceasta. Pe acolo, prin vale, am venit noi de la lacul Șteol. Lacul este undeva în partea aceea. Iar acum ne bucurăm de soare, sare și rododendroni. Iar noi ne continuăm urcarea pe vârf. Cel mai probabil o să și ajungem. Nu mai e chiar așa de mult. Pe unde ne duce poteca asta. Teoretic ar trebui să urcăm pe vârful ăsta din dreapta. Dar să vedem pe unde. Am plecat cam de jumătate de oră de la refugiu. Nu ne-am uitat cu exactitate la ceas, dar aproximativ cam atât am făcut. A început să urce. Acela din față. Poteca de creastă este însă foarte frumoasă. Cred că trebuie să traversăm și o limbă de zăpadă. Ultimele reminiscențe ale iernii. Cam alunecă. Pentru o zi fără prea mare așteptări am ajuns pe vârful Gărgălău. Da, 2158 de metri. Se vede foarte frumos de aici, o să vă arătăm imediat. Ne-am făcut, cred că, aproximativ o oră. Să se vede. De la, am plecat la refugiu. 21 sfert de la aproximativ, refugiu. Da. 35, 50 de minute. Da, și mai puțin de o oră. Inițial am zis că e primul vârf, dar mai aveam ceva de mers până la el, de fapt. Dar oricum, este foarte frumos. Sunt vreo 300 de metri diferență de nivel. Da. Și nici nu chiar colea la o aruncătură de băță, adică aveți un piculeț de mers pe creastă până să ajungeți la el. Am dat și două porțiuni cu zăpadă la final. Da, dar destul de pe plat, așa, adică nu ridica probleme. Dar a meritat cu vârf și îndesat. La cât de mohorât începuse ziua și la cum ne-a plouat la lacul Știul, nu prea trăgeam speranțe să mai vedem soarele azi. Da? Da, prognoza s-a arătat ceva mai bună după amiază, dar nu se știe niciodată atunci când e instabilitatea atmosferică, se poate schimba de la o oră la alta. Dar hai să vă arătăm creasta. Încolo se continuă creasta. Și undeva pe acolo, probabil pe acolo, pe vârful Ineo, o să ajungem noi mâine, dacă avem noroc de vreme bună. Iar partea cealaltă, adică aici, este locul de unde venim noi. Pietrosul Rotnei, cred că este cel din ultimul plan, care se și vede că e cam cel mai înalt dintre toate. Iar în partea de jos se vede lacul Știol. Acolo, unde am crezut eu că este telescaunul, e de fapt Șaua Prislop și Mănăstirea Prislop, pe unde o să trecem mâine, când plecăm de aici. Iar telescaunul este undeva pe acolo. Sunt câteva căsuțe. Am plecat de pe vârf și am trecut și de peticul de zăpadă.
Acum este doar la vale până la telescaun. Nu știu dacă o să mai prindem ultima coborâre, dar ar trebui să facem mai mult de o oră. De la cascada Cailor până în Borșa, că de aici mai avem destul. Și vedem iarăși lacul Știol și mulți rododendri. Suntem tot pe potecuța de creastă. Ducem acum printr-o zonă care desparte doi versanți. Iar cel din dreapta este plin, plin, plin cu rododendroni. Știam că pe traseul acesta sunt mulți rododendroni, dar sincer nu mă așteptam ca pe aici să fie așa de mulți. Atâtea coaste întregi pline. Am ajuns din nou în șaua Gărgălău. Am făcut aproximativ 50 de minute de pe vârf, dar ne-am mai oprit să facem poză, să filmăm. Traseul este foarte frumos și e plin de rododendroni și pe o parte și pe cealaltă. Sunt coaste întregi pline. În spatele nostru este și refugiul, unde ne-am oprit la dus. Noi acum o să o luăm în jos spre lac. Vremea a ținut cu noi. Da, din fericire n-a mai plouat. Ba chiar a ieșit și soarele. Bine, a mai fost cât un norișor. Am fost inspirat să urcăm pe ploaie de la lac până la refugiu, pentru că în momentul în care am ajuns la refugiu, ploaia a stat. Da, ne-am uscat un pic și pe urmă am urcat pe vârf. Acum, probabil, o să mai prindă ploaia până la lac, o să vă putem arăta și drumul din șa până acolo. Iar de la lac, probabil, o să o luăm spre cascada Cailor, nu? Să vedem și cascada de jos. Și de acolo, în funcție de cât este ceasul, o să vedem dacă urcăm la telescaun sau dacă urcăm pe potecă la stația de sus a telescaunului să coborâm de acolo sau dacă o să coborâm pe jos. Din șaua Știol avem două variante de a ajunge la cascadă, una mai abruptă, marcată cred cu triunghi roșu, care coboară de-a lungul cascadei, adică ajunge, începe traseul din partea superioară a cascadei și merge oarecum paralel cu cascada. Sau o variantă mai blândă, să ne întoarcem la stația de telescaun și de acolo o potecă lată care coboară lin către cascadă, către baza cascadei. Da, o să vedem. O să vedem pe drum ce variantă alegem. De acolo venim noi. Am mers acolo pe creastă, după care am urcat pe vârful acela și abia după el este vârful Gărgălău. Să vedem dacă îl putem vedea de la lac. Pe aici mai avem și alte floricele. Cred că sunt florile astea galbene, calcea calului. E destul de mloștinos pe aici. Avem foarte puțin până la lac. De aici se și vede foarte frumos. Tocmai de acolo, de sus, venim noi. Cred că acela este vârful Gărgălău.
Aici jos în căldare este lacul. Noi n-am mai coborât până la lac. Am luat-o pe traseul marcat înapoi spre telescaun, să vedem unde găsim poteca spre Cascada Cailor. Tocmai de acolo venim noi, de pe vârful acela, vârful Gărgălău. Am luat-o pe aici pe creastă, după care am coborât în șaua Gărgălău, coborât pe aici, aproape de lac, n-am mai mers până la lac, și pe urmă am luat-o pe potecă, pe marcaj. L-a dus, cred că am luat-o pe un drum forestier, nici nu mai știu că era ceață. Aici suntem în Poiana Știol și o să căutăm marcajul triunghi roșu către Cascada Cailor. Am decis să coborâm pe triunghi roșu spre Cascada Cailor. Este indicator aici în Poiana Știol, noi nu ne-am vrea să mai fim. Dar inițial nu prea se vede poteca, dar dacă o să coborâți un pic, o să și vedeți. Poteca este destul de abruptă, coboară de-a dreptul prin pădure, pe lângă cascadă, până la baza ei. Sper să nu ne rupem picioarele. Hai să vedem cum este. E destul de abruptă poteca asta, dar te și scoate destul de repede la cascadă. Dacă am fi mers până la telescaun, pe urmă iar trebuia să coborâm, am fi pierdut, cred că, mult mai mult timp. Plus că e destul de pitorească, e foarte frumos pe aici. Am făcut 20 de minute de sus, de când am început coborârea, și am ajuns la cascadă. Vai, ce frumoasă este! Să vedem și mai de jos. Cam așa se vede cascada, nu chiar de la bază, un pic mai de sus. E destul de înaltă. Acum o să plecăm de la Cascada Cailor. Ne îndreptăm numai, nu mergem numai din telescaunul, pentru că e deja 6:30. Și o să o luăm pe potecă prin pădure, de la cascadă până în stațiunea Borșa, unde ne-am lăsat mașina la baza telescaunului. Nu mai amintesc exact cât am făcut data trecută pe poteca aceasta, dar o să vă spunem la final când ajungem cât am făcut. Aici, cum vă uitați la cascadă, undeva pe aici, este și drumul care coboară de la telescaun. Se și vede pe aici, se văd niște balustrade de lemn. Este destul de lat și este cicloturistic, cred. Cred că da. Da, noi o să o luăm pe lângă târâu, în jos, prin pădure, spre stațiune. Am ajuns în stațiunea Borșa. Am făcut 45 de minute până aici, de la cascadă. Drumul destul de lejer, lat. De aici probabil vreo 20 de minute ajungem și la mașină. Față de acum 11 ani, când am fost noi prima dată în zona asta, s-au schimbat foarte multe. Poteca pe care noi am coborât de la Cascada Cailor acum este foarte lată, noi am coborât atunci pe o potecă prin pădure, destul de împustă. Acum e destul de lățită. Și poteca care duce de la telescaun spre Cascada Cailor, tot așa, destul de lată. Cred că transformată în traseu cicloturistic. Și nu numai potecile s-au schimbat față de acum 10 ani, mi s-a părut că și lacul Știol e un pic diferit, poate mai colmatat acum decât era data trecută. Dar, pe total, traseul e foarte frumos. Odată ce am ieșit în creastă, s-a și îmbunătățit vremea. N-a mai plouat, a ieșit soarele, așa că am putut să ne plimbăm și să admirăm peisajul în voie.
deși ziua de astăzi s-a anunțat destul de urâtă și cu multe precipitații, până la urmă, nu știu, ne-a prins o ploicică, o ploaie, hai nu chiar ploicică, de vreo jumătate de oră, oră, cam o oră. Cam o oră. Da. Noi am făcut în total, cred că, aproape 9 ore. Am intrat la 11:10, acum e 7:30. 8:20. Da. 8:30 până ajungem la mașină. Da. Dar, cum vă spuneam, foarte frumos. Acum o să mergem la hotel. Probabil că nici în seara asta nu o să avem parte de spa. Pentru că e destul de târziu. Nici aseară n-am mai reușit să mergem. Probabil o să mâncăm ceva, să facem un duș, o să mâncăm ceva. Pentru că mâine trebuie să ne trezim de dimineață. Mâine plecăm de aici, din Borșa. O să mai facem un traseu tot în Munții Rodnei, pe la lacurile Lala și pe vârful Ineu. Sper să ne și permită vremea. După care ne îndreptăm spre Rarău, unde avem cazare chiar la Hotel Alpin Rarău. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem și mâine. Bye! Bye!